COVID. Yo, salutare fraților, ce faceți, cum sunteți? Bine v-am regăsit la un nou vlog. Ei bine, astăzi sunt aici cu Remi, mi-am uitat aseară camera aici la Canto, la Daia. Și na, n-am mai filmat aseară nimic, dar am luat telefonul și astăzi voi continua și celălalt vlog pe care l-am început ieri. Și astăzi este o zi destul de importantă și nouă pentru mine, adică este ceva total nou pentru mine. Mă duc să-mi fac un control la ochi pentru că deja am început să-mi am o problemă în fața calculatorului, în fața telefonului și în fața televizorului. Deja mi-obosesc ochii destul de repede, uneori nu mai văd foarte bine nici ce scrie și deja mi-am tras un semn de alarmă și dacă nu am nevoie de ochelari de vedere, măcar să-mi iau ochelarii aia de protecție pentru calculator, televizor, citit și așa mai departe. Așa că, fraților, ziua de astăzi ne oferă medical, așa, și revenim cu noi detalii când ajungem la control. Vă pup! Fraților, plouă puțin și na, nu ne oprește asta din a merge pe stradă liniștiți, cu măscuța pe gură, aferent, așa. Mergem până la King Rolls, mâncăm și noi ceva, pentru că vă dați seama că în orice viață normală, în dietă, nu neapărat că gafezi, dar îți faci și poftele ca să nu înnebunești la cap. Bine, ajungem imediat, vă arătăm ce băgăm în noi și să fie de bine. Hai să vedem aciciului ca domnul nostru. Uite, legume, cartofei, na, aia e. Cărniță, sosuleț micuț să fie. Poftă bune! Doamne ajută, salivez deja. Hai, bățuc. Na bun, am băgat și noi la ghiozdan și acum mergem la Medical Optic să vedem care e faza cu ochișorii ăștia albaștri și să remediem situația. Sper că nu o să am nevoie de ochelari de vedere non-stop și doar în fața calculatorului, telefonului și televizorului. Așa că hai să ne vedem direct acolo. Fraților, am ajuns și la Medical Optic. Nu vrem să deranjăm pe nimeni, nu suntem cu fluiere și trâmbițe. Salutare. Doamne ajută. Acum, Doamne ajută că v-am găsit. Ce bine, mulțumesc frumos. Deocamdată nu am găsit nimic rame. Ne gândim. Acum avem și pe cineva care să ne ajute să vedem ce și cum facem. Iar asta trebuie, probabil o să găsim ceva. Dar după ce ieșim de la consult, revenim cu detalii pentru că este o treabă migăloasă și nu vrem să deranjăm pe nimeni. Și... În fața calculatorului, televizorului și telefonului, eu fiind în mediul online de un an și ceva, cam am abuzat de telefon. Și ce problemă și aveți? Mă deranjează, îmi fuge imaginea și obosesc foarte tare ochii. Când priviți la aproape sau la distanță? Și la distanță și aproape. Adică de televizorul e la distanță. Care strict de acuitate vizuală de vedere la aproape și uneori la distanță, dar nu simptomatologie, nu iritație, nu alte probleme. Ochi roșii și dureri. Aveți și ochi roșii, am înțeles. Și când apare? Și în timpul zilei, după ce stau pe telefon, și seara înainte de somn. Va trebui să ajungeți cu bărbia aici pe suport, cu încredere este de da, e cam... totul dezinfectat. Puneți bărbia. O să puteți? Mhm. Mă uită luminița. Vă uitați drept înainte, lăsați bărbia să se sprijine, veniți și cu fruntea în față și pe cât e posibil să rămâneți liniștiți. Expus. Într-adevăr, acestea sunt semne de uscăciunea ochiului. E un sindrom de ochi uscat care se dezvoltă din cauza statului nelungat în fața ecranelor și pentru că este dovedit prin studii că atunci când suntem foarte atenți, mai ales la un calculator, la un telefon, reflexul clipetului este atenuat și asta face ca ochiul să se usuce. Frățiorii mei, am ieșit, chiar am câteva probleme, dar nu sunt grave și o să cedăm cuvântul că noi nu suntem profesioniști. Hai să facem felul următor, hai să luăm rama mai întâi ca să o și arătăm. Perfect. Mamă, ce rame frumoase am. Nicio problemă. Deci nici nu vreți să știți ce senzație ai când îți pui picăturile alea și de două ori. Deci nu, m-a luat rău, panica, extraordinar. Da. Așa, frumoși, foarte frumoși. Ce firmă sunt, că nici nu știm. Astea sunt Linda Farrow, e un brand super exclusivist din UK, în producție în Japonia. Uh-huh. Tot ce vedeți aici, practic, e acetat și tot ce parte metalică e gold-plated. Aur! Aur! Se știe. Cum ne place. Facem așa, la partea de lentile. Îți aș propune să facem niște lentile de la Nikon, okay. Japonezi, high-end. Facem cu filtru de ecran, că tu stai mult pe... Telefon, calculator, televizor. Toate cele. Facem cu filtru de ecran, fără să fie cu coating-ul ăla blue la suprafață, dar da, să dea și bine poze pentru tine. Mi-ai explicat, putem să punem și poze, fără să fie în lentile albastru, mov-ul ăla. Exact. Cum se întâmplă de obicei. Bun, păi, next step, facem o surătoare la VisiOffice. Asta o să vezi că e un aparat foarte mișto și interactiv. Asta ține de partea de centrare lentile, adică o să vedem pe unde privești exact, care e punctul prin care privești prin ramă. Uh-huh.
Deci ăsta e aparatul, nu? Da. Din câte vedeți, este și o oglindă. O să-ți pun niște senzori pe lentilă, pe ramă, ăștia comunică cu aparatul. E foarte simplu măsurătoarea, durează 3 secunde. Da, asta jos? Da, două jos, că nu ne recunoaște cu mască. Așa. Nu a fost proiect asta. Pun pe ochișori. COVID. Vreți să vă fac temele la matematică? Dragii mei colegi, o să vezi, o să-ți apară o proiecție pe podea unde trebuie să te așezi, dai imediat ca să întrucupi niște. Acum dați stop, intrați Medical Optic Instagram, un follow și scrieți în comentarii, fără să trișați, cum stau acești ochelari. Deci o să apară o chestie pe podea. Aici trebuie să iau, nu? Exact, în spatele linii. Așa. Vizirea în față, te uiți ochii mei cu tine în oglindă. Rămâi exact așa pe tine. Deja suntem un viitor. Aici îți arată ce face... Ia. Eu nu prea văd bine, dar nu este nicio problemă. The personalized measurements are the exact angle and position of the frames when they sit on your face. Ce mi se pare tare? Deși este o oglindă, este o oglindă inteligentă. Ia, acum dați comentarii. Ia ziceți. E mădii de ochelari, eu zic că este. Bine, fraților, revenim cu noi detalii. În momentul ăsta nici măcar nu știu dacă se vede, dacă e blurat sau ceva. Îmi vedeți ochii că sunt efectiv distruși. Tot răul spre bine, după cum ați văzut, o să trebuiască să port ochelari. Ochelari cât de cât, cu dioptrii cât de cât mici, pentru că nu am așa mari probleme. Dar ca să văd mult mai bine și mai clar, și în fața calculatorului, televizorului sau telefonului, o să trebuiască să iau ochelari. Mi-am găsit o ramă super frumoasă care se potrivește exact pe capul meu și este, cum se spun, gold plated. Este foarte frumoasă și premium, mie îmi place. Mie îmi place că o să am niște ochelari frumoși. Mulțumesc Medical Optic pentru susținerea acestui defect al lui Mădălin. Vă pup și revenim cu detalii. Mergem să ne întâlnim cu Monica, cea care m-a trimis la cei de la Medical Optic. Că ninge, băi, ochii mei încă-s. Ceau! M-am întâlnit cu Monica, am băut un ceai și o apuță plătuță și acum mergem către casă și mă duc la băieți să le arăt ce ochi am. Da. Fraților mici, update-uri eu nu văd încă. Am venit la Gami, suntem aici cu Ioana, Gami. Bună și Remi. Bună ziua, prieteni. Seara? Seara. Sau ziua? Bună seara, prieteni. Nu știu, încă nu văd ce afară, deci nu știm dacă este seară sau zi. Remi și Gami au plecat după aroma de narghilea, pentru că narghileaua a fost curățată și avem nevoie de arome. Iar noi ce facem astăzi? Ioana, eu tai roșiile și va urma să facem niște paste cu creveți. În această seară vom găti ca Gordon Ramsay în această casă paste cu creveți. Muncă în echipă. Paste cu creveți, muncă în echipă. Roșiile ala Madeline sunt tăiate, cățelul de ustroi ala Ioana sunt tăiați, Gami cu aroma de narghilea, Remi cu narghileaua. Pop și așa, venim cu rezultatul final. Bă, cărbuniți gata, what the fuck, ăștia pușcă, uite la ei, ăștia pușcă, gata-s. Acum. Asta e o rețetă foarte ciudată, pentru că mai mult. Ne-a pus să punem o grămadă de ulei. Nu știu ce să zic. Dați acolo în comentarii ce credeți, am pus prea mult ulei. Femeia zice să punem 80 de mililitri pentru două porții și noi avem de făcut 4 porții. Și am pus 100 de mililitri și tot e enorm. Tu ce zici, Madeline, să mai punem și cireați creveți sau ajungi? Eu nu mă mai bag, gata. Eu nu mă bag. Gata, mă bag. Nu mă mai bag. Îmi dat seama, a fost o rețetă proastă și cred că trebuiau 8 ml, nu 80. Da, cred că a scris greșit femeia, nu știu. Da, proastă femeie. Proastă femeie și eu. Scoatem creveții, scoatem uleiul și călim usturoiul, ceapa și tătea și după aia le punem, da. Bă, am uitat să vă arăt ce a ieșit. Da, mi-a plăcut atât de mult încât am uitat. Deci astea sunt pastele. Ia uitați, băieți. Da, asta a ieșit, dar păcat că am avut creveți, cred că 100 am mâncat. Să-mi bag piciorul, stai să văd, mai găsim aici ceva. Uite așa, astea sunt pastele și creveței unde? Creveței, vă dați seama că i-am ales toți. Deci cred că erau 300 de creveței din astea. Nema dietă, din păcate, asta sunt vlogul ăsta. Da, na, mai trebuie să facem și excepții din astea, să ne satisfacem plăcerile. Da, zilele astea de după 100% o să ținem, pentru că ne-am făcut deja poftele. Bine, fraților, nu știu cât mai țin vlogul ăsta, dar venim cu detalii. Fraților, ninge de rupe la București, cam ăsta este și asta este și încheierea vlogului. Cam atât a fost cu vlogul de astăzi. Vă mulțumesc că ne urmăriți în continuare. Vă pup. Nu uitați să vă abonați, să dați un follow Madeline Șerban, să dați un subscribe aici la Madeline Șerban, să facem 300.000 până la jumătatea anului acesta. Eu vă las, ne vedem cu noi vloguri, vă pup, numai bine, pa!
24 plus, bro, 24 plus. De a răsărit, bro, până la apus. 24 plus, 24 plus. Limbile de ceas, nimeni nu mi le-a tradus. Unele zile sunt mai lungi ca de obicei. Zile în care unul plus unul e egal cu trei.